și când vibrează. Spre deosebire de măriile dumneavoastră, eu am cunoscut pe altă persoană doar până la jumătate. Am făcut două lansări de carte, am organizat și mulțumesc în suflet doamnei Maria că m-a invitat aici anume. Și de fiecare dată când venea la bibliotecă, de când m-a cunoscut, i-am făcut lansările, unde sau carte. M-a impresionat foarte mult și nu pot să uit momentul când i-am dat volumul meu de versuri, el a zis: Fetiță, de ce nu mi-ai zis că scrie o poezie? Deci a fost așa, m-a impresionat, puțin l-am cunoscut, l-am văzut de câteva ori, 4-5 ore am avut ocazia să ne întâlnim, dar a rămas adânc în memoria mea și sper să, deci nu sper, dar vreau să vă zic că copiilor le voi spune și le povestesc foarte mult despre Anatol Ciocan, despre poemele iubirii care le-a scris. Probabil toată viața nu a fost o iubire. Viața a fost poezie, iubire și iubirea a fost viață și poezie. Vă mulțumesc frumos pentru atenție și închei, că e târziu și e deja am găsit cu toții. Mulțumim frumos, doamne Elena, pentru carte, pentru ceea ce a făcut aici, că veneam și zi și noapte era aici și mereu era cu această bibliografie. Mai vezi, doamna Elena, mai am puțin și finalizez. Mulțumim frumos pentru această organizare de aici astăzi și a fost chiar o ședere de suflet pentru noi toți și o revelație.